Luni seară a avut loc un accident cu 4 victime între localitățile Horodnic și Gălănești. Un autoturism a ajuns în șanț. Una dintre persoane a rămas încarcerată, iar alta a rămas prinsă sub mașină. La fața locului au intervenit pompierii militari cu o auto specială pentru descarcerare și două ambulanțe SMUR cu sprijinul a două echipaje a Serviciului de Ambulanță Județean. Toate persoanele implicate în accident erau tineri cu vârsta cuprinsă între 19 și 23 de ani. Trei persoane implicate în accident au fost transportate la spital, conștiente, dar cu traumatisme grave. Persoana care a fost prinsă sub mașină, un tânăr de 19 ani, era inconștientă și i s-au aplicat manevre de resuscitare. Din nefericire, tânărul a fost declarat decedat. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a petrecut acest accident. Accidentul s-a produs aseară, cu puțin înainte de ora 22, pe drumul național 2H, pe raza localității Gălănești. Ne-am deplasat la fața locului cu auto specială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURT, în sprijinul nostru fiind trimise și două echipaje de la Serviciul de Ambulanță Județean. În mașină au fost patru tineri, doi dintre aceștia se aflau încarcerați, unul fiind în mașină, iar cel de-al doilea prins sub autoturism, acesta din urmă fiind și în stare de inconștiență. În afară de persoane inconștiente, toate celelalte victime, care prezentau traumatisme multiple, au fost transportate la spital. Pentru tânărul inconștient, în vârstă de doar 19 ani, s-au aplicat manevre de resuscitare, însă din nefericire acestea nu au reușit să-i repornească inima, fiind declarat decedat.